Salut! Uite, astăzi am descoperit mai multe informații legate de starea de sănătate a bateriei în softul mașinii. Am aici deschis DDT For All, dar de ce fac acest clip? Pentru că, nu știu, majoritatea informațiilor de aici nu le înțeleg pe deplin și, nu știu, vreau să vă prezint și vă, poate aveți voi, nu știu, alte păreri, alte idei despre ce se întâmplă cu această stare de sănătate a Dacia Spring. Hai să începem cu acest ecran. Avem aici starea de sănătate a bateriei mele, este la 96,34. Este aceeași valoare care este raportată și de Kanzei, adică probabil de aici este și citită. Apoi avem încă un parametru, State of Health Available Power Calculation, care este 100%, nu știu ce înseamnă. Generated Power Calculation, care este tot 100%. Apoi, energia acumulată din încărcări, 2149 de kWh, este valoarea raportată de Kanzei acolo la Total Battery Usage. Energia acumulată din descărcare, nu știu exact ce înseamnă acest CES, este pe 0. Energia din descărcare CD, la fel, nu știu exact ce înseamnă, dar vedem că este 2536. Din regenerare CS0 și din regenerare CD 459. Este acea valoare care este raportată de Kanzei acolo la energie din regenerare. Și da, prima surpriză este că mă gândeam că această energie de discharge, care este 2500, ar trebui să fie cea din încărcări plus cea din regenerare, dar nu prea iese. Adică dacă adunăm 2149, cât avem din încărcări, plus 459, ne este undeva la 2608. Noi avem aici 2536. Deci lipsesc de aici niște kWh, dar nu știu exact ce înseamnă, v-am spus. Dacă aveți idee, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Și mai avem State of Health Alpha kW. Da, nici asta nu știu exact ce înseamnă. Dar surprizele mai mari abia urmează. Dacă mergem aici la Read-Write, avem așa. Primul parametru, Pack time life since first power up, adică cât timp a trecut de la prima pornire, să zic așa, a bateriei, de la prima punere în funcțiune a bateriei. Și eu am 634.120 de minute. Hai să vedem cât înseamnă asta în zile. Deci avem 634.120. Hai să împărțim prima oară la 60, ca să aflăm orele. De 10.568 de ore și dacă mai împărțim la 24 de ore. Deci bateria mea are o vârstă de 440 de zile de la prima punere în funcțiune. Estimated state of health air for charge direction is 0, la fel și discharge. State of Health, cred că EU ăsta este Estimate, cel mai probabil. RSA Model este 96,34, deci valoarea raportată de și de Kanzei. În rest, da, aceleași valori aici care le-ați văzut și în celălalt ecran. Dar cea mai mare nelămurire este aici la acest tabel. Aici dă niște erori, avem o eroare pe DDT for All, dar dacă mai dăm un refresh, da, ne citește valorile și n-am înțeles absolut deloc ce este cu acest tabel, deci pornește de jos în sus, de la 0 la 19, deci sunt 20 de rânduri. Și da, avem aici niște valori de State of Health, dar sunt foarte, nu știu, sunt foarte amestecate, adică nu pare să urmeze, așa să zic, nicio logică la prima vedere. Le voi mai analiza și o să văd, poate îmi dau seama exact dacă care este algoritmul sau după ce
model, sunt ele afișate, dar vedem că, deci în acest ecran, toate aceste valori se pot modifica, pentru că avem aici și un câmp de write. Deci, teoretic, ai putea să păcălești toate aceste valori, să le modifici. Eu n-am încercat și nici nu o să fac chestia asta, dar, adică nu știu exact dacă funcționează să le modifici, dar la prima vedere ar părea că le poți modifica. Da, cam atât am vrut să vă arăt pentru astăzi. Dacă aveți idee ce reprezintă toate aceste câmpuri și toate aceste valori, vă rog să-mi scrieți în comentarii și poate aflăm împreună răspunsul. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare!